Situație disperată în Botoșan pentru locatarii blocului afectat de explozie la jumătatea acestei luni. În urma unei expertize s-a stabilit că imobilul are un risc ridicat de prăbușire, așa că oamenii nu se mai pot întoarce în apartamente. Dar cu mai multe informații vine acum colegul meu, Alex Prunean. Bun găsit! Explozia din data de 15 septembrie a fost extrem de puternică, iar structura de rezistență a blocului a fost grav afectată. Autoritățile nu-i mai lasă pe oameni să se întoarcă la locuințele lor, iar acum se caută soluții pentru cazarea celor 24 de persoane evacuate. Blocul a fost încadrat în gradul 1 de risc seismic și experții recomandă așteptarea terminării lucrărilor de consolidare. În cel mai scurt timp, oamenii vor pleca din casele lor cu toate lucrurile pe care le au, unde nu se știe. Primăria are doar două locuințe disponibile. Ar putea, conform legii, să se organizeze tabere în diferite spații din oraș, iar unii vor alege să se mute la rude. Administrația din Botoșani a dat până acum 24.000 de lei pentru familiile afectate de explozie. Vă reamintesc, 6 persoane, printre care și un copil de 11 ani, au fost rănite în urma acelui incident.